Mă gândeam, Denis, cât de pocăiți sunt tineri ăștia. Tu ai zis că de ce nu au zis mai tare, amin, dar ă, era în dreptul lor. Ai zis, Domnul să vă binecuvinteze și ei nu vor să fie egoiști. Și atunci n-au zis așa de tare, dar când ar fi vorba de binecuvântarea altora, ar voi clădirea, da? Și chiar nu-i bine să fim egoiști. Am auzit de o fată care era supărată că Domnul nu ascultă rugăciunile și s-a dus la păstor și i-a spus, frate, tot spuneți de la bun că Domnul ne ascultă rugăciunile, că ne ascultă rugăciunile, eu sunt cam necăjită, că Domnul nu mi le ascultă. Păstorul atent a spus, cum adică nu ți le ascultă? A spus, mă rog de câțiva ani ca Domnul să-mi dea un soț bun. Păstorul spune, fată, uite care e problema. Tu ești egoistă, tu ceri ceva pentru tine. Fata înțeleaptă a priceput și după masa la biserică a spus, Doamne Iisuse, cuvântul pe mama cu un ginere bun deci vă rog când vă rugați să nu fiți egoiști iar vis-a-vis -vis de faptul că tu ai spus să fim foarte specifici în rugăciune e foarte adevărat am auzit de cineva, sper că nu a fost pocăit că a ajuns la 50 de ani el și soția și nu știu, a avut el ceva vedene ceva întâlniri, ce a avut cu cineva cu unul de prin alte sfere Eu știu cu cine, știți poveștile și a zis, ai vreo dorință pe care să o împlinesc? Și a spus, da, chiar am o dorință. Care? Zice, să fiu sincer, dacă s-ar putea, aș vrea o nevastă cu 25 de ani mai tânără decât mine. La care îngerul i-a spus, nicio problemă. În momentul următor, el a avut 75. E foarte important ce te rogi, că s-ar putea Domnul să-ți asculte rugăciunea și tu nici să nu știi că ți-a ascultat Domnul rugăciunea. Haideți să începem cu cele administrative. Nu știu dacă în seara aceasta vom avea timp pentru întrebări și răspunsuri. Adică pentru întrebări puteți avea, nu știu dacă o să fie și pentru răspunsuri, dar ca de obicei vă dau adresa sau adresele de e-mail pe care le puteți folosi în caz că aveți întrebări pentru alții. Unele, adică ele sunt și pe unele din cărți, din broșuri, dar probabil o știți, vă, iuga, oriunde, totul mic, totul legat, totul românește, arund yahoo.com sau gmail.com și pomenii de cărți le găsiți acolo, le puteți lua pentru voi, pentru prieteni, dușmani, puteți să faceți un cadou la fete... Ca să nu fie povară, luați ce considerați că puteți folosi și dăruiți ce credeți că puteți dărui pentru ca să le dăruim și altora. Iar dacă unii sunt băieți care neapărat ei vor să știe prețul, și atunci am zis că să le dau ieftin de tot pentru ei, să fie 0,001% din valoarea fetei cu care vrea să se mărite milionar aș pleca de aici, știi, că ei toți vor numai fete. Da, deci cele lămurite, încă o dată vi s-a spus tema tineri curați, relații curate. Probabil știți că foarte mult se vorbește despre relații și foarte mult se vorbește în lumea creștină despre relații curate, asta implicând nu doar exteriorul, ci curăție din interior care vine înspre exterior. O să vă întreb, deși voi nu prea aveți treabă cu lucrurile acestea, dar unii mai aveți bunici prin România sau pe nu știu unde, spuneți-mi așa, după cât știți voi, în Austria există vreo legătură între mere și măr, adică pom. Doamne ferește! Există vreo legătură între pom și fruct. În general, merele sunt unde? Sumări, ele și be de picate jos, da? Deci tot mă sună, dar nu știu cum să-l oprește, să-l dați eu, tot mă sună un hacker din ăsta, știi, care vrea să-i răspund îmi dă un bip, știi, dar nu să-i răspund. Da, e ok, l-ai pus și... Da, e pus tot, dar nu știu de ce au, e în fine. Uh, fetelor, între struguri și vița de vie, există vreo legătură? Ați avut uh, careva ocazia în viață să culegeți mochine din spini? A, ah, nu, ori deci ori da, ori nu, da? Domnul Iisus Hristos chiar vorbește foarte clar oamenilor de la începutul slujirii Lui că există o legătură clară, vitală, între... Oprește-L de tot, da, nu știu dacă... Nu știu nici eu, da? dă la unul să dea cu el de pământ, că pe silențios e pus, pune-l pe avion dacă poți și așa. Da. Dă-mi da, să încerc eu să vedem dacă... N-ai aceiași ochi ca mine, știi? <laughs> și atunci, hai că-l farmă el în picioare ispitele, știi? Bun, Domnul Iisus Hristos vorbește de la început, pe de-o parte, după rodul lor îi veți cunoaște și merge foarte clar pe ideea aceasta, faceți pomul bun. Faceți pomul bun. Iacov va veni și va spune, oameni buni, nu poate să iasă din același izvor și apă dulce și apă sărată sau amară. Și dacă vă aduceți aminte în Vechiul Testament, Profetul când vede că apa nu este bună, nu o vindecă pe parcurs. Știți unde merge? La izvor tămăduiește izvorul, vindecă izvorul și apoi apa devine curată. Am senzația că în generația voastră și nu numai, noi foarte mult vrem să lucrăm la fructe. Dacă vorbim de inginerie genetică, care știți că se practică foarte mult, noi vrem să modificăm roșia. Noi vrem să modificăm, nu știu, mărul, Pruna în Sine, eu cred că cei care lucrează în domeniul acesta nu modifică curmalele, ci modifică curmalul. Și în momentul în care planta în Sine este modificată, roadele în mod automat sunt altfel. Știți că mi-am dat eu bine seama de chestia asta deși nu era chiar așa de mare taină. Chiar la o întâlnire de tineret am fost undeva prin România Așa am întâlnit pe unul din tinerețe care ne cunoșteam, vai frate Iuga, știi cum noi moșnege, de când nu ne-am văzut ce tânăr ai rămas, chestii din astea prostie minciuni, eu știu fiecare, la, că doar ne vedem noi în oglindă și printre altele să mă duc până la el și îmi spune că se ocupă cu roșii, plantează cu zarzavaturi. Și ține neapărat să-mi dea, eu nu știam cum să scap de ele, că eu de ce cred că m-am făcut păstor? Nu-mi place lucru, și atunci el îmi dă mie să pun roșii. Lasă, dă-mi mie niște roșii, lucră tu pământul. Da. Dar curios, pentru că mi-au zis că are niște soiuri de roșii foarte faine, zic, dă câteva fire și mă duc acasă. Le-am luat, m-am dus acasă și le-am cultivat într-un stil foarte ultramodern și specific mie m-am dus în grădină care oricum nu-i lucrată, știi? Și am luat un băț, l-am înfipt așa în teren și am dat drumul la plantă și am zis poți să te osuci liniștită că n-am. Surprinzător față de vecinii mei care se ocupă de asta, roșiile mele au înflorit primele și s-au copt primele, probabil de asta că le-am tratat cu indiferență, dar surpriza mea, așteptând că totul a fost bio, adică la noi în grădină chiar totul e bio, că nu se ocupă nimeni de ele și burienile sunt bio, am așteptat să prind o roșie foarte faină și când am prins roșia, era cauciuc. Și atunci am zis, păi, degeaba pun eu un teren bun, degeaba îi dau eu o apă, degeaba cu tare, degeaba cu tare, dacă planta în sine a fost modificată, rodul care va fi? Modificat. Așa că în seara aceasta sper să nu vă dezamăgesc foarte tare, că eu nu o să pun accentul atât de mult pe relații, cât o să pun accentul pe persoana care are relații. Pentru că undeva s-ar putea pe parcursul serii, dacă nu o să vă adorm, să vă întreb, poate un tânăr murdar să aibă relații curate. Ce ziceți? Păi cât de curat e și el, da? Asta e maxim, da? Bine, va fi o altă întrebare. Poate un tânăr curat să aibă relații murdare? Bun. Așa că în seara aceasta o să încerc câteva lucruri cu voi. Sper să iasă foarte repede. Și eu o să pun o întrebare la care teoretic toți care venim la biserică și citim Biblia ar trebui deja să avem răspuns, dar merită varianta scurtă, poate că ne întrebăm de ce se pune problema să fim curați, și în suflet și în trup. Și ordinea este aceasta, și în suflet și în trup. Pentru că orice curăție exterioară vine din interior. Iar dacă unii vă gândiți inclusiv la curățirea trupului, ascultați, nimeni nu face duș dacă nu are o minte care îi cere să facă duș. Deci, ideea de a te spăla pe mâini vine din dorința interiorului ca exteriorul să fie curat. Și o să vă dau foarte repede câteva de ce să fim noi curați. 1. Pentru ascultarea rugăciunilor. 1 Timotei 2,8 Vreau dar ca bărbații, căsătoriți sau necăsătoriți, bărbații. Vreau ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate. Ce credeți că asta înseamnă că ne spălăm pe mâini înainte de rugăciune? La asta se referă. Nu, se referă la mâini care sunt mânjite la un interior, dar acum nu facem filozofie aici. Ideea este, vrei Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, trebuie să înalți spre El gânduri curate. Să fiu un om curat. În contextul evreiesc, mâinile curate sau murdare aveau de-a face cu caracterul omului. Știți că în vremea lui David de multe ori se spunea, ai mâinile mânjite de sânge. Ce însemna asta? Că avea sânge pe mâini? Nu, că l-o spintecat pe unul, știi, că doar David se spăla pe mâini. Îi spune lui David că tu ai vărsat prea mult sânge, ai... dar el nu era cu sânge pe mâini, dar i-a căsăpit pe câțiva, da? Apropo, în Noul Testament, Apostolul Pavel spune o expresie care ar trebui să ne dea foarte mult de gândit. El, când discută cu bătrânii bisericii din Efes, unde a fost el, spune, sunt curat de sângele tuturor. Adică, ce vrea să spună Pavel? Cât am fost în Efes, vă mărturisesc că n-am omorât pe nimeni. Asta vrea să spună, n-am înjunghiat pe nimeni? Eu cred că Pavel spune ceva mai adânc în contextul evreiesc. Ascultați-mă, din cauza mea nimeni nu poate spune că ajunge iad. Eu sunt curat, adică unde m-am dus am făcut două lucruri. Prima dată am vestit Evanghelia. Deci nu te-ai putut întâlni cu mine, Pavel, și eu să nu-ți predic ție Evanghelia. Și să ajungi într-o zi nead să spui și de deci ce am ajuns eu nead că eu m-am întâlnit cu Apostolul Pavel, am mâncat pizza împreună, bine, am plătit-o eu, nu Apostolul, știi? Și Apostolul nu mi-a zis nimic de Hristos, nu mi-a zis nimic de pocăință. Pavel spune, poate ai mâncat pizza cu alții, poate ai fost în excursie cu alții, dar cu mine, dacă te-ai întâlnit, ai aflat și de Hristos. Haideți să vă întreb, câți am avea curajul să spunem asta? Începând de la mine să spun, nu m-am întâlnit cu nicio persoană în viață sau n-am petrecut mai mult timp cu o persoană în viață fără să-i spun de Iisus Hristos. Știți ce mă urmărește? A trecut, dar mă urmărește un lucru. Cum noi suntem toți grăbiți. Eram odată în oraș, în Arad, m-am dus pe undeva să mă întâlnesc cu cineva, știi, ca să fiu foarte exact, și când am ieșit de acolo, un fel de cerșător, cred că era, eu că, domnule, îmi dai ceva, la care eu, în loc să tac, mai bine tăceam. I-am spus, n-am să-ți dau nimic. Și am plecat cu mașina. M-am cum, cum ai putut spune așa ceva? N-am să-ți dau nimic. Eu ar fi trebuit să spun, dacă aveam un pic mintea mai limpede, nu-ți dau ce vrei. Că am, că nu am. Dar răspund ce trebuie. Hristos te poate scoate din starea asta și te poate face copilul său. Am ratat ocazia. Dar mi-a rămas, cum ai putut să spui așa ceva, n-am să-ți dau nimic, da? Deci, pe de-o parte, Apostolul Pavel spune, eu nu m-am întâlnit cu cineva să nu-i spun despre Hristos, asta chiar ar trebui să vă dea de gândit. Recent am mai făcut, știți că eu pe telefon am avut și am susțin familia, pe laptop am mai multe, în ideea că oriunde mă duc, pun telefonul cum trebuie, să vad oamenii că susțin familia și de acolo Putem porni o discuție interesantă. Am pus asta aici, dar că n-am vrut să pun prea multe. Am făcut mai nou cu Cred Biblia, știi? Aș fi foarte curios câți dintre voi v spune Cred Biblia pe telefon și să mergeți la școală, la facultate, să puneți telefonul pe masă și să văd toți colegii, Cred Biblia. Nu știu, te-ar înjura, cineva ți-ar da în cap sau ar spune, băi, și eu cred, dar mă tem, tu cum ai curaj să spui asta? Dar ar fi un mod, da, scrie, sunt pocăit. Acum asta nu e cam riscant să scrii cu sunt pocăit și cu, că crezi tu că ești pocăit, nu știu. Dar Pavel spune, odată n-am lăsat să treacă ocazia și al doilea lucru, sunt curat în sensul că ți-am vestit o Evanghelie întreagă. Deci dacă ai auzit Evanghelia de la mine și ai făcut ce am zis eu, sigur ești mântuit. Asta a fost o altă frământare, și la o discuție cu colegi, mă întrebau ei într-o luni dimineața, zic că Viorele, la ce te gândești? Și zic, mă gândesc ce se întâmplă cu oamenii dacă fac ce le spun eu. La care ei, mai deștepți ca mine, o să că, vezi că te-ai încurcat. Dacă nu fac ce zici tu, o, oh, nu zic, asta e rezolvată. Dacă oamenii nu fac ce le spun eu, e chiar problema lor. Eu n-am nicio responsabilitate că tu nu ascult ce spun eu. Asta e problema ta. Întrebarea mea este alta. Ce se întâmplă cu viața ta dacă eu spun ceva seara asta și tu mă iei serios? Bă, moșul ăsta o zis așa. Ia să pune în practică ce o zis el. Ei, și ce spune Pavel? N-am omorât pe nimeni. N-am trimis pe nimeni, sunt curat de sângele fiecare. Dacă cineva m-a auzit pe mine, Pavel, spunându-i, pocăiește-te, crede în Iisus Hristos, botează-te, urmează, fii în puterea Duhului și toate a ăla ajunge în rai. Eu n-am omorât pe nimeni. De unde am plecat și unde am ajuns. Bun, deci ne întoarcem, da? Ca să ne asculte rugăciunile, mâini curate, dar uite că am venit. Și în 2 Timotei 2 cu 22, ia uite ce ușor de reținut, nici nu mi-am dat seama. 2 Timotei 22, fugi de poftele tinereții, urmărește neprinirea, credința, dragostea, pacea, de unul singur. A, împreună cu cei care, deci dacă ți alegi o gașcă, trupă, cum vrei să-i spui, te uiți dacă iau inima curată. Și oamenii cu inima curată te vor ajuta să înalți rugăciuni curate, vor spune amin la rugăciunile tale, cei cu inima curată te vor inspira. Deci, cu inima curată, cu trupul curat pentru rugăciuni, pentru ca să rodească cuvântul. Luca cu 8,15 Sămânța care a căzut pe pământul bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul îl țin într-o inimă bună și curată. Haideți să vă întreb. Acum uitați că eu sunt predicator. Depinde numai de mine ce se întâmplă cu cuvântul. Ce ziceți? O, oh, sigur depinde de mine. Dacă eu seamă în neghină, ce poate să crească? Negină. De asta fiți și voi ca cei din Bereia, luați notiție și vă duceți acasă să vedeți dacă ce v-a spus cineva este și biblic. Și nu sunt poveștile lui nemuritoare sau altceva. Și aveți Biblie, aveți de toate, să ne puteți verifica. Și dacă undeva vedeți că am greșit, spui frate, eu că aveți că acolo nu-i nu scriptura. Ca să nu-i mai învățăm greșit pe alții. Deci eu am responsabilitatea să transmit un cuvânt întreg, curat. Dar eu vă întreb, dacă eu voi transmite un cuvânt curat, în mod automat se va schimba ceva în viața ta? De ce? Dă-mi un argument. Eu știu cu ce argument aș fi venit. Frate Iuga, îți spun unul care a predicat o Evanghelie mai curată ca toți, Domnul Iisus Hristos. Și-a predicat la mii de oameni Evanghelia curată și cei mai mulți nu au fost transformați. De ce? N-a știut Iisus ce se predice? Nu, Iisus a aruncat cuvântul curat. Vedeți, cei care stați în bănci, deci noi cei care venim aici în față, ar trebui să vă rugați pentru noi. Și Apostolul Pavel spune, de câte ori îmi deschid gura de fiecare dată să spun ce trebuie să spun Evanghelia, vă rugați pentru noi și noi ne rugăm pentru voi. Ne rugăm că atunci când auziți cuvântul, să-l păstrați într-o inimă curată. Dacă lași pe diavolul să fure cuvântul din inima ta, putem noi pune cu sacul, nu o să aducă rod. Dacă lași îngrijorările, dacă lași plăcerile, spinii, pălămida, poți veni la biserică cât vrei să turnăm noi cu tonele în tine Evanghelie. Nu păstrezi cuvântul curat, ai venit mai mult la biserică pentru o sândă că nu aduce rod, sau e așa, o bucurie, știi, ține de marțea până, știu, vinerea și vinerea, gata. Deci, pentru rugăciuni, pentru rodirea cuvântului, pentru mărturie, da? Deja v-am spus, Apostolul Pavel spune, eu sunt curat, să pot să spui și altora, sunt curat, pentru binecuvântări, nu știu dacă vă doriți binecuvântări, voi tineri nu vă doriți binecuvântări, am fost recent într-o familie, știți că eu sunt foarte secretos, deci dacă vreți vă dau și adresa, nu vă spun cum o cheamă, dar vă pot da adresa. Dar am fost recent într-o familie și am găsit acolo niște fete, care ca multe fete ale pocăiților, sper să nu fie niciun aici, dacă este să se pocăiască, mai ales băieții, tata și mama o pune să cânte la piană, ia piane, nu știu ce, face câțiva ani de pian și după asta ia o pauză, se plictisește. Chiar dacă sunt talentați gata, risipezi tot, știi că te doare capul, că nu mai ai chef, că nu mai ai cutare. Și eu discutând cu ei, am zis, cum un pic să-i dezvolt, tare să bucura părinții, că nu părinții mi-au spus, eu am discutat cu ei și eu am o mentalitate, nu știu dacă sunt de acord părinții voștri, că munca se plătește. Și am început cu ăla micul din casă, am zis, vrei niște bani? Vreau. Uite care e treaba. Te înțelegi cu taică -tă? o cântare nouă învățată la pian și cântată la pian, cât euro să-ți dea taică -tă? nu. Eu ca să nu-l nenorocesc pe taică, să zic, e destul 5 euro, știi? Adică, nu, vine la... Că nu e cam puțin, în fine. Până la urmă am ajuns noi la 10 euro, o cântare nouă, învățată și cântată fără greșeală în biserică. Cred că merită, da? La care când trec la domnișoara, ce credeți că zice ea? Când zice taică sau nu, no, te baci tu. O să că mie nu-mi trebuie bani de la tata. Stai că o să dă să o pun să semneze. Hai zice o să o înregistrăm, mai întrebăm o dată. Ei nu-i trebuie, zic, stai că n-ai înțeles, ei nu-i trebuie bani munciți de la tine, ei trebuie gratis, o că așa fratele, da, da. Ei, ascultați-mă, relația cu Domnul, Domnul nu e așa ca tata, că face greșeli. Domnul ne dă dar ne dă pe dreptate. Deci dacă vrem binecuvântări, ar trebui să avem o viață curată. Amin? Altfel spuneți-mi, care ar fi rațiunea ca un Dumnezeu curat, care iubește curăția, să-i binecuvinteze pe cei murdari? Nu mă refer asta, că răsare soarele, că vine ceața peste toți, că asta o face. Noi vorbim de binecuvântările speciale, care le vrem noi pocăiții. De ce Dumnezeu să ne binecuvinteze? Să mă binecuvinteze pe mine, pocăitul, care sunt la fel ca nepocăitul păla să-l ducă în iad, să-l trăznească și aici de câte ori poate, iar pe mine care trăiesc tot ca el, adică nu sunt curat, pe mine să mă binecuvintez aici și dincolo, la dreapta tatălui, dacă se poate, exact lângă el. Care e rațiunea? Unde e dreptatea lui Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu binecuvintează, da? Ne dă binecuvântarea să ne pocăim. Haideți să vă întreb ceva. A, a, a ridicat o fratele meu la fileu, ideea aceea cu ce aștepți tu, dar așteaptă și Domnul ceva. Câți dintre voi vă doriți bucurie de la Domnul? Dacă nu ridicați mâna, nu mă face să zic ceva. Atât să-ți dea Domnul bucurie cu câtă bucurie ai ridicat o mână, ce ne-am putea... Da, da. Uh, întrebarea este, bun, cam de unde poți avea adevărata bucurie dacă nu ți-o dă Domnul? Deci întrebarea mea e absurdă, de asta nu vreau să vă ispitesc, că v-am ispitit ceva. Dar spuneți-mi, din cât îl cunoașteți pe Dumnezeu, uh, se bucură și Dumnezeu? Vrea să se bucure. Vă imaginați casa lui un loc al bucuriei? Și cum ar fi să ne imaginăm cerul un loc al bucuriei și Dumnezeu supărat, plouat, mohorât, să ne strice toate. Știți când se bucură Dumnezeu? Una din ocazie. O să vă dau o ocazie foarte, foarte îndepărtată. L-ai văzut pe robul meu, Iov, curat la suflet și în acțiuni, și în relație. Că dacă e curat la suflet, e curat și în acțiune. Știți cum văd eu discuția asta? Nu că Dumnezeu îl întreabă pe satana, ești orb sau l-ai văzut. E ca și cum ai întreba, ai fost pe pământ, da, ai văzut întunericul, normal că și ai văzut lumina din întuneric. Pe n-am cum să nu văd lumina din întuneric. Nu, eu îl văd aici pe Dumnezeu cam cum sunt părinții voștri. Și eu. Ce facem noi părinții? Noi părinții pocăi suntem foarte smeriți. Dar dacă eu vizitez o biserică și tu cânți una faină la pian și tai că pe aici, să întâlnesc, slăvi să fie... Frate eu, ca zice, s au plăcut cântarea la pian. Da, zic frumos cântarea la... Slăvi să fie domne, și e pruncul nostru El foarte așa, dar bucuros, știi că domnul e pruncul meu, ăla o zugrăvit, ăla o pus cu tare, fata mea a făcut design -o aici. Și e normal să te bucuri ca părinte. Deci, lui Dumnezeu să-i facem un pic de bucurie. Atunci facem noi lui Dumnezeu bucurie când suntem oameni curați. Deci nu uitați, repet ca să nu uit eu, noi vorbim acum de curăția pomului, de curăția omului, nu de curăția relațiilor. Pentru că este imposibil să ai relații, că vorbești de relații între băieți, relații cu părinții, cum au fost amintite, că vorbești de relația cu soacra, că vorbești de relația cu păstorul, cu membrii din biserică, la școală, oriunde, nu ai cum să ai relații curate dacă tu ești murdar. Și atunci noi trebuie să ne gândim. Spuneți-mi... Câți credeți că ne vom întâlni într-o zi cu Dumnezeu? Și de nu credeți o să vă întâlniți. Ce ați vrea să se întâmple în momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu? Că există două variante simple și clare. Vino, du-te. Rămâi, dispari. Varianta scurtă. Nu știu, pe nemțește, dar... Adică pe nemțește ar putea fi cius. Și ar fi ciusul pe care l-ai auzit ultima dată și l-ai plânge o veșnicie. Bun, întrebarea, cui crezi că îi spune Domnul, bine ai venit? Ferice, cui? Ia zi o fericire din aia și îți fac cadou o carte care îți o dă un băiat. Păi da, da, asta zic eu, dar ea acum traduce din germană. Cu inima curată, cu mintea curată. Ăia îl vor vedea pe Dumnezeu și vor rămâne cu Dumnezeu. Matale nu-ți dau premiu, du-te ea trei cărți. Cred că e cel mai fain tânăr care l-aveți la întâlnire, așa -i? Da, nu ne lăsăm frate. Eu le spun la toți, eu nu mă dau pe unul de 80 de ani. Ascultați. Da. Deci dacă vreau o întâlnire cu Dumnezeu în care, cum vreți voi, că voi aveți alte expresii, Dumnezeu să-mi zâmbească, Dumnezeu să-mi scrie povestea de dragoste, vă place așa să-L vedeți pe Dumnezeu, să vă deseneze Dumnezeu, e ok, da, Dumnezeu vă înțelege. Deci dacă vreți să vă, cum, v-ați dori fetelor să vă îmbrățișeze Iisus când vă întâlniți cu El, da? V-ați dori? Spuneți, da, de ce nu? Pe păi, da, frate, nu vezi că ne îmbrățișăm noi aici pe hol și de nu ne place, tot ne place. Da. dacă vrei să te îmbrățișeze Iisus atunci, fii o persoană curată, cu inima curată, da? Acum aș vrea să vă spun eu un lucru vis a -vis de curăția asta, poate să pricepeți, dar nu pot permite chiar orice lucru să le spun și atunci mă folosesc de alții. Există cineva aici, hai că seara asta măcar vă fac și cu mușchi, există cineva aici căruia îi place de Pavel? Eu sunt fan Pavel, apropo, deci eu sunt fan Pavel. Mai există fan Pavel, da, ceilalți sunt fani Iisus, am înțeles, bun. A, așa, șeruiți numai pagina lui Isus. n-aveți nimic cu Pavel, dar Pavel e al lui Iisus. Dă-ne, te rog, 2 Corinteni 11 cu 2. Dacă nu s-a blocat calculatorul, 2 Corinteni. Sunt gelos de voi, cui zice Pavel? Cui zice? Sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, uite că există și asta. Cu cine vorbește el? A, cei din Corint, e o chestie adâncă. Dacă Pavel le scrie celor din Corint, înseamnă că vorbește cu ei. Cei din Corint erau pocăiți sau pocăiți? Pocăiți, da, că vorbește de frații sfinți, nu trebuie să-i vedem chiar așa negri cum îi prezintă unii de la Amvon sau din fața Amvonului. Ei au avut părți negative, dar nu sunt chiar așa de negri. Citiți mai bine epistola. Pentru că v-am logodit cu un bărbat. Fetelor, nu vă interesează logodna. Când citești că Pavel pe cei din Corinti a logodit cu un bărbat, la ce vă gândiți? Vreți să vă dau o idee drăcească? În viața mea nu mi-a venit în cap, dar mi-a venit în biserică la voi, nu-s vinovat. Hai să vă dau o idee drăcească, v-am spus că e drăcească și băieți, de ce să-mi spuneți că e drăcească? Pavel le spune bărbaților din Corint că i-a logodit cu un alt bărbat de pe pământ. E drăcească. 100%. Deci e clar că am expus. Pavel nu spune, eu vreau ca un bărbat să se logodească cu un bărbat. Tot omul care citește Biblia, la ce se gândește? Când spune v-am logodit cu un bărbat, la ce te gândești? A, că l-a logodit cu Isus Hristos. Că el, că ea, că ne-a logodit cu Dumnezeu, că ne-a logodit cu Isus Hristos. Fain. Vezi ce fain este așa, în primul rând. Cai cu adică ai fost asistentul meu și cât de bine, da? V-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos pentru ce? După ce te-am logodit, de ce? Ce urmează? După logodnă, fetelor. Nunta, dar știu că voi nu vă gândiți acolo, da? Știți? Să vă înfățișez înaintea lui Hristos cum? Hm? Asta n-au, nu știu nimic cu fecioara, zile pe nemțește. Nu poate, se încleștează. Știți care e termenul? Virgină. Știți ce e virgină? Am vrut numai să mă asigur, da. Și sunt multe traduceri ale Bibliei care spun asta. Trebuie să vă prezint înaintea lui Hristos virgină. Deci Hristos a luat biserica și-a curățit-o și acum biserica n-are voie să se întineze cu nimeni și cu nimic pentru că înaintea lui Hristos Trebuie să fie fără. Acum, asta pot spune, fără pată, fără zbârcitură sau oriceva de genul ăsta, ai voie să zici, nu? Da, bun, atunci m-am lămurit, da? Dar pot spune și asta de la Apostolul Pavel, numai nu zic că s-ar putea să iasă rău, da? Ei, să știți că eu, nu știu dacă m-ați auzit, am o frământare. Îmbătrânind, eu am crescut în lumea evanghelică. Am crescut sau m-am lungit oare? Nu, cred că am crescut, dar am crescut în lumea evanghelică și am văzut diferite etape. Pe vremea tinereții noastre, atâta te mărturisea, că nu știu ce, cu tare, că ai trăit curat, că te-ai culcat cu el, nu știi, înainte de căsătorie, că dacă nu, nu te cununa în biserică sau te băga. Și atunci eu am văzut câteva. La început nu te cununa, nu cu tare, iar ai paria, dispăreai de acolo. După asta, dacă vin copiii noștri, nepoții noștri, mă, fraților, toți greșesc în multe feluri, hai să-i băgăm în beci la demisol și îi cununăm la demisol. Acum, după asta, întrebări, nu râde, frate, că știi ce vorghesc, da? După asta, chiar au frământările noastre, au că, frate, ne punem mâinile peste ei, îi băgăm mâna la mireasă în cap sau nu mă punem pe deasupra, știi? În Moldova ta mă a întrebat, că am zis, mă, hai să le punem invers, nu, no, cu tare, n no, zis, că până la urmă asta e filozofia. Ei, dacă noi tot am îndulcit-o și nu mai știm ce să facem, frate Mut, eu am o întrebare. Hristos tot așa o să facă. Deci când ajunge mireasa înaintea lui, dacă mireasa nu-i curată, ce o să zică Hristos? Păi eu am așteptat să fie curată, dar acum a cât eu trecut, ea săraca și cum s-a schimbat lumea cu el, ce eu încheam știi astea trei alfabete, am o bine că nu s o culcat cu 20, cu 19, pe tăta mea. Serios? Asta o să facă Hristos? De asta unii în loc să sărbătorească nunta mielului, vor sărbători schimbarea la față. Pentru veci de veci. Și atunci mă întreb, frate, de ce să fiu curat? că eu am găsit și din ăștia, matale nu știi, pocăiți, nu o să zic mai mizerabil, dar din ăștia cu figuri, cu șmecherii noștri, știi, că doar era așa, am non și ăia atât, din poporul Domnului cu figuri în cap, și am văzut că s-au măritat bine, și am văzut că Domnul e binecuvântat cu copii, serios, și tu crezi că asta e tot? În primul rând, tu nu știi ce viață au ei, stai liniștit. Nu, nu te duce după. Eu cred că nici pe pământ n-ai vrea să trăiești ce trăiesc unii. De eu te întreb, dacă toată viața ar merge pe autostradă, nu pe calea îngustă, să nu, pe calea îngustă te mai frești de nevasta, ea de tine, e mai încurcat. Dar dacă te duce pe autostradă, fără probleme, pace și liniște, când ajunge înaintea lui Hristos și spune, nu ești curat, ce ai făcut? Ești ca aia cu Allah, tot la cazane. De ce? Pentru că Iisus Hristos nu schimbă nici principiile, nici standardul. Slavă lui, da. Pe păi ce am face noi în cer să fim toți prăpădiți acolo? Ne-am luat de gât. Vai de mine, ar fi cerul în iad. Noi l-am face în iad. Dacă în rai nu te duci transformat de Hristos, noi am transformat cerul într-un iad. Nici nu nu ne-ar plăcea acolo. De ce ascultați-mă, Hristos nu va renunța niciodată la standardul lui care este curăție, iar dacă vreți să vă pun o povară mai grea pe cap, că e și pe capul meu, dar poate vă și explic, Mântuitorul a început misiunea lui spunând, ascultați-mă, dacă voi vreți să vă comparați cu cineva, atunci fiți desăvârșiți. Cum? Tatăl vostru este desăvârșit. Fii atât de curat cum este Hristos. Dar mi se pare foarte logic. Dacă Isus Hristos este curat, de ce eu mireasa lui să fiu murdare? Dacă Isus Hristos nu se întinează cu nimeni, de ce să mă întinez eu mireasa lui? Dacă Isus Hristos n-are o altă logodnică în lumea asta, ce are una singură, de ce să am eu și pe el, și cu una, cu inima împărțită? Păi dacă mă interesează veșnicia, întâlnirea cu Domnul și să rămân acolo, atunci trebuie să fiu fecioara aceea curată, care, da, plătește prețul curăției. Apropo, băieților, dacă unora vi greu să vă păstrați curat fizic, ar trebui să le întrebați și pe fete. Știi că poate unii credem, bă, numai noi ne trezim noaptea și ne dăm cu capul de pereți și trebuie să facem duș, dar ele, sărmanele, ele, sfinte, n-au nicio treabă. Poate le întrebați odată, mă, chiar n-aveți nicio treabă? Dacă o să-ți răspundă, sunt normală, ți-o spus mai mult decât poți pricepe. N-aș vrea să le pun mâna, să ridice mâna cât ești normale. Că dacă una n-ar ridica mâna vis-a-vis -vis de frământările astea, zice, bă, ce vârstă ai? Hai să mergem la doctor. Înseamnă că ai o problemă, dacă... Cum orice băiat, da, sunt ispite, sunt frământări, nu înseamnă că cedăm. Deci toți trebuie să plătim un preț, toți sfinții, toți cei despre care vorbim în Scriptură că s-au păstrat curați nu s-au păstrat cu nici că au fost impotenți, nici că au fost blegi, nici că satana nu le-a adus idei, nici că nu au avut gașcă sau altceva. S-au păstrat cu pentru că au fost gata să plătească un preț pentru Dumnezeul lor. De asta ei sunt binecuvântați și sunt răsplătiți. Ia că nu numai la de ce să. Vreau să vă întreb, hai că și dacă mă opresc aici e bine, că doar e important cumva să vă convin că merită să plătim prețul acesta. Câți dintre voi sunteți bucuroși că sunteți mântuiți? Chiar aveți bucurie sau nu? Bine, să sperăm, da, că, da, da. Nici noi, păstori, nu suntem tot timpul bucuroși, mai trebuie să ne dea Domnul câte una, să spună bucură-te în Domnul și da, să scriem. Câți dintre voi credeți că singurul lucru care și-l dorește Domnul cu voi e să fiți mântuiți? E bine că n-ați înțeles întrebarea. Și dacă m-ați auzit de 100 de ori, dar n-ați avut cum să mă auziți, că n-ați spus -o de 100 de ori. Am mai nou o, o, o rugăminte care, bine că nu mă aud părinții voștri. Care e rugămintea mea pentru generația tânără? Nu fiți ca noi. Noi am fost o generație de profitori de Dumnezeu. Știi cum vine asta? Știi ce e la profitori? Noi, profitori de Dumnezeu. Cei mai. În afară de fratele Muti. Noi. Noi, profitori de Dumnezeu. De unde mi-a dat o seama? Știi ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu? Doamne, dămi. Doamne, fămi. Doamne, ridică-mă. Doamne, coboară-mă. De câte ori Dumnezeu ne dă cum a fost Dumnezeu nostru. Bun. slăvit să fie El. Și de câte ori Dumnezeu n-a făcut cum a vrut mușchii noștri, cum a fost Dumnezeu. Doamne, dar nu-ți pasă? Dar n-ai zis tu că sunt eu copilul tău? Dar n-ai zis în rugăciunile noastre, dacă o să fiți atenți, noi cumva ieși, avem două tipuri de rugăciuni. Una, să-i amintim lui Dumnezeu niște chestii. Deci când auzi că eu încep așa, Doamne, tu care ai scos poporul tău cu mâna ta din Egipt, care ai despicat Marea Roșie, care... ce crezi că vreau să-i spun lui Dumnezeu? Ce crezi că vreau să-i spun lui Dumnezeu? Doamne, fii atent că eu vin cu o treabă, n-ai cum să zici nu că ce zic eu să-mi dai mie o fată bună săptămâna asta, e nimic pe lângă ai desficat o mare roșie, nu știu care e mai greu, da? Și atunci cumva îl atenționez pe Dumnezeu, exact cum te-ai duce la taică, tu nu vrei să dai. Tată, zis ai tu că te ții de cuvânt, zis ai tu ca fratele Iuga că se plătește munca, da? Ascultat-o mai tu la chitară, așa? Unde uronii? uroniște? Adică taică așa îl pregătești ca să nu poată zice nu. Cam așa facem noi cu Dumnezeu. Dacă nu facem așa cu Dumnezeu, avem strategia B. Zicem toate prostiile care ne trec prin cap în nord. Merge de -ul, ultimul tip, cu tare, vrem așa. Și cum terminăm rugăciunea? Ia zi. Nu, no, oh, frate, nu. Că eu, ai văzut că eu te Nu, no, nu, no, nu, no. vezi, v-am spus că nu e în categoria noastră. Cum închem noi rugăciunile? După ce am spus toate prostiile, cu gâște, cu baliverne, cu hawaii, cum închem rugăciunea? Și toate acestea, te-am rugat în numele lui Isus. Adică ai pus pila lui Isus, Tată? Tu nu acum pe mine trebuie să mă ascult. Vezi că Isus o în pila și tu totdeauna îl asculți pe Isus, bagă mare, umple contul că te-am rugat în numele lui Isus. Știți, acum tatăl nu are nevoie să-i spune Isus, dar dacă tatăl ar avea nevoie și ce ar spune Isus de fiecare dată? Minte, tată! Ăsta e un prăpădit și un mincinos. În viața mea nu mi-a trecut prin cap că el ar putea cere așa ceva. Pentru că dacă te uiți în Scriptură, spune, dacă sunteți ai mei, dacă rămâneți în mine, dacă rămân în voi cuvintele mele, dacă împliniți toate astea, atunci cereți orice veți vrea. Și cui spune Domnul, cereți în numele lui Isus? Nu la niște prăpădiți. La ucenici care trei ani și jumătate au stat cu el, au învățat gândirea lui și acum da, dacă tu ceri numele lui, taică tot ce vrea, taică tot, taică tot se bucură. Dar încearcă tu chestia asta, du-te la maică ta da? și zi, mamă, o zis tati să faci chestia asta. Dar cere una din asta cum cere noi și ce o să-ți dea tai că tu nu trebuie să împărtășești cu nimeni. crede -mă. Că dacă ai un tată așa, s-ar putea să-ți dea el ție, da? sau îi spune, auzi, asta nu-l crede, e mincinos, e derbedeu, dar cum să-i zic eu așa ceva, nu? Cum să-i spune? Ei, dragii mei, noi am fost o generație de profitori, cu plus, cu minus, nu știu dacă nu ieșit sau nu, eu aș vrea ca voi să fiți o generație de slujitori. Deci voi nu să urmăriți numai mântuirea. Recent eram într-o biserică și vorbeam despre faptul că noi îl slujim pe Dumnezeu din interes. Și au zis, nu, doamne, noi nu îl slujim am întrebat și eu, dar de ce să-l pe Dumnezeu? Și unul ca să ne dea gata pe toți, că după orice zicea, zic, interes. Știi că dacă dai cu, ascultați de părinții voștri ca să trăiți mult pe pământ, să aveți viață lungă. Ce este asta, frate? Interes, să trăiești până la 89 de ani și apoi să-ți blastăm coastele, că te dor, că tu ai vrut până la 89 de ani, n-ai putut muri sănătos. Da, dar e treaba da. Înțelegi, da. Uh, uh, după asta, mult mai ispitiți voi, da? Uh, unul ca să ne dea gata, o scus, frate, noi îl iubim și îl slujim pe Hristos că vrem raiul. La care unul mai figură din bancă și ăsta cei. Pe când vrei la confort sporit în cer și nu vrei la cazane în iad. Ce este? Hai ziceți-o ca să sune urât. Interes, frate interes măcar de a avea putere să spunem Iisuse, eu nu știu cum stau cu iubirea față de tine, tu toate le știi, câteodată te iubesc, câteodată... dar eu am un interes, frate. Eu vreau în cer să fiu împreună cu tine. Iisus a spus, băi, apreciez sinceritatea ta. Și eu m-aș bucura, am și eu un interes cu tine. Să fiu o leacă mai bun, încerc Iisuse, dar nu uita, ținem loc acolo, că eu mă străduiesc. Ăsta e interesul meu, da, să fiu acolo cu tine. Până la urmă e tot un interes, da, un interes bun. M-aș bucura să spui, frate, știi de ce ne dorim noi o viață curată? Știi de ce vrem să fim oameni curați? Pentru că am aflat în Scriptură că Dumnezeu îi folosește pe cei curați. Nu știu, v-a intrat asta în cap că Dumnezeu îi folosește pe cei curați? Sau în mintea voastră, un Dumnezeu curat poate folosi pe orice murdar și are o bucurie? Păi ascultați-mă, dacă Dumnezeu ar vrea să-i folosească pe... Nu vorbim de excepțiile în istorie când îl folosește pe un împărat, că el acolo... Dacă Dumnezeu... Mai, mai zic o prostie seara asta de adevăr. La voi îmi vin ideile astea, știi? Dacă Dumnezeu ar vrea să folosească pe cineva murdar... Și pe cine ar trebui să folosească? Pe dracu. Pe bun, ascultă, draci ar face mai multă evangelizare decât noi. Draci când îl vedeau pe Iisus, se închinau înaintea lui Iisus, nu se chișori peste chișori și mestecau gumă, numai noi, cu libertatea în Hristos. Eu nu vreau să mă leg de viața voastră, dar acum oricum am legat. Vă imaginați un drac să vină la biserică cu sticla de apă și tot să mai tragă câte un suc? <laughs> Pândre alte poate că dracu un setat, nu? Dar dacă îi spune micheduță, nu miște în front, la nu-i cu harul, știi? Știți că dracii, persoanele îndrăcite, au vrut să meargă din loc în loc, să spună, te știu cine ești, ești fiul lui Dumnezeu, sunt slujitorii. Și Domnul a spus, Auzi, dar nu treze, taci din gură. Păi noi iară interesați, am spune, dar dracii să vestească Evanghelia pretutindeni, numai să o vestească despre... A spus, nu, pentru că eu nu folosesc asemenea ființe. Decât să folosesc un drac perfect, mai bine folosesc un copil de meu începător. Decât să las pe dracul să explice cea mai clară teologie, mai bine îl ajut pe un copil al meu să spună mai multe nu știu, am fost orb, acum văd și m mă vindecat Isus. Alea nu mai știu, asta zice orb. Zice teologe, lămuriți voi toate de astea, că e așa. Ce eu am fost orb cu certificat, da. Văd acum, doamnă doctor, văd, da. Îți pot băga de în ochi, e clar că văd, da. M-ați vindecat voi? Nu. M-a vindecat Iisus? Da. Nu, voi lămuriți teologia? Eu am mărturia. Deci aș vrea să fiți curați ca Dumnezeu să vă folosească pentru slujire. Uh, uite, facem o predică împreună dacă eu la punctul ăsta am insistat atât de mult și credeți mai bine pentru sufletul meu, pentru cugetul meu să-mi aduc aminte de ce e important să fiu curat. Iar dacă unii credeți că păstorii nu se luptă cu probleme de genul ăsta, să-și păstreze mintea curată, privirea curată, toate celelalte, înseamnă că voi n-ați văzut păstori. Sau credeți că noi suntem de pe alte planete, Știți definiția unui slujitor al lui Dumnezeu? Din punctul meu de vedere, cea mai faină, vis-a-vis -vis de a venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. N-ai nume deosebit, ești om ca ceilalți și cei deosebit. Te trimite Dumnezeu, te ales Dumnezeu. Și e bine pentru mine să mi le aduc aminte, cred că e bine și pentru voi. Acum, în cadrul în care vă știți aici, spuneți-mi, ar fi nevoie să spunem cuiva cum devenim curați sau toată lumea știe cum devenim curați? Ci, cine vrea să mă ajute? Ai, ai, maxim 3 minute să, spui, să ne spui nouă cum poate o persoană să devină curată. Până ajungi la microfon, vezi că deja pierzi din secunde, eu o să vă spun că toți trebuie să devenim curați. De ce? Pentru că ne naștem cu o natură păcătoasă, ne naștem în păcat și toate celelalte, e moștenirea care o avem de la Adam și Eva, dar nu vă supărați pe ei, că dacă nu făceau ei prostiile, le făceam noi, e clar, le făceam eu sau tu sau oricare altul. Pe de altă parte, bucurați-vă că avem foarte multe de la Adam și Eva. Deci noi prin Adam și Eva existăm, prin Adam, da, da, uite la pachet ne-au venit și neascultarea lor. Deci cine a ajuns la microfon să ne spună cum devenim curați? Cum? Spălați în sângele mielului, te gândești probabil la Apocalipsa, dar dacă ăștia nu pricep ce era în limbajul ăla, când n-au deși spălat, ferice de ce și l spală hainele, ei și-au spălat hainele în sângele mielului, așa mai pe românește, cum ai traduce asta? Că evreu pricepea, domne, haina ai haina sufletului, sângele mielului era jertfa, dar când spunem sângele mielului, ne referim la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Domnul Iisus Hristos. Pe de ce ne temem să spunem foarte clar? Domne, să recunoști că ești păcătos, că ești murdar, în limbajul din seara aceasta, nu-i suficient să recunoști, să regreți păcatul, nu-i suficient să regreți. Merem cu râi acum, le râim. Deci recunoști, regreți și următorul? Renunți, că nu e așa de greu, da? După ce ai terminat cu astea, ai recunoscut, ai regretat, ai renunțat, ceea ce înseamnă pocăință, da? Crezi în Domnul Isus Hristos, că altfel cum te primește Dumnezeu? Deci aici, ascultați-mă, aici când e vorba de iertare, Aici trebuie să folosim fraza în numele lui Isus, în meritele lui Iisus. Pentru că este singurul care a plătit pentru noi, da? Și apoi după ce noi ne-am pocăit și credem în Isus Hristos, intervine Duhul Sfânt și face nașterea din nou. Pentru că este singurul care face nașterea din nou. Slăvit să fie El. Dar atunci, asta e promisiunea. Când noi ne pocăim, cu adevărat, că noi credem în Isus Hristos, Duhul Sfânt ne transforme din nou și ne face o ființă nouă, adică o ființă curată, care apoi, toată viața va trebui să se păstreze curată. Și de asta în Scriptură se va vorbi despre unii că ei nu și-au mânjit hainele. Iar pe de altă parte, vine Ioan și spune copilașilor, eu vă spun toate aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă se mai întâmplă un accident. Asta spune pocăiților. Dacă noi pocăiții, păcătuim, care e șansa noastră? Tot Domnul Iisus Hristos, pentru că El este singurul. Deci nu uitați, e foarte important să știți voi și să spuneți altora. Și ce aș vrea să vă rog pentru cei care, poate nu sunteți curățiți prin sângele mielului, cum s-a spus. Uh, să nu amânați lucrul acesta. Dar aș mai vrea un lucru. Nu, nu vreau să, să mă înțelegeți greșit. Nu vă puneți toată energia în fapte bune. Dacă eu am fost un pic clar seara asta, am înțeles de la mine următorul lucru. Nu tot vopsiți roșiile alea ca să fie frumoase. Schimbați planta nu tot curățați mărul ăla pădureț și tot îl tai, îl cutare, bun și știți ce se întâmple. Eu cred că un măr pădureț sau o vie sălbatică îngrijită, știți ce face? Struguri un pic mai mari și o leacă mai acri. <laughs> și nu știu dacă ați avut unii ocazia în viață să te duci undeva și să vezi un măr super fain și niște mere super faine, chiar te îmbie să le mănânci până ai pus dinți în ele. Și crezi că ești de pe altă planetă. Degeaba e frumos, degeaba e mai mare, adică oricât ai un păcatul, tot păcat e, oameni buni. N-ai cum, nu. No, dacă unora vă place prăjitura, nu mai umflați pita, că nu se transformă în prăjitură. Pita, cât ai face-o de mare, tot pâine rămâne, știi? Lipia, tot lipie rămâne. Ia o prăjitură mică din aia autentică și ai prăjitură. Nu încercat-o, frate, ce, dar din lipia asta tot fac eu o scovar din aia sau mai micuță. Nu ai cum să faci, tot lipie rămâne, da? Turcească sau cum o fi. Dacă unii, nu știu dacă pot varianta scurtă, dacă unii chiar ați vrea să fiu foarte practic cum devenim curați, să știți că totul începe de la minte. Deci că inima în scriptură, e, nu asta. Asta e numai când vorbim anatomic. Inima este mintea, centru de comandă. Când Dumnezeu spune, le voi da o, o inimă nouă, se referă că ne va noi mintea. O inimă curată este o minte curată. Și ce ar trebui voi să faceți în mod obligatoriu? Să puneți în minte cuvântul lui Dumnezeu. Cât mai devreme în viață. Dacă unii spui, frate, nu pricep, nu-i nimic, că nici eu nu pricep. Dar cu timpul vei pricepe. Câți ați priceput chimia de la prima lecție? Poate că sunt și genii aici. Eu am avut o profesoară care am făcut chimie, avea două table, cam cât aia, știi, nu, nu așa de mari, dar... Păi ne le umplea pe amândouă cu o formulă. Noi numai covoare persane vedeam acolo. În prima fază. Unii când le arăți matematica și doi ori doi, nu știu în prima fază, vă zic, dar atâta de lung, știi? După asta s-ar putea, după exerciții, primul lucru, când te apropie de Scriptură, odată apropie-te cum trebuie, cu Duhul care trebuie, mai un lucru, poți învăța o carte, poți citi un roman. Citiți ceva romane din astea savuroase, așa, fetelor. De, la, 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 floricele pe fluturi în stomac. Nu vă mai otrăviți cu ele, dar în fine. Dar încercați să mergeți să luați o carte, din ce vreți voi, și de câte ori e cartea, spui, nu cred ce scrie aici. Eu nu cred, eu nu cred, eu nu cred. Cât timp poți să citești? Păi unii așa fac cu Biblia. Știi, ei au Da, ei nu cred, ei, băi, frate, nu crezi, pe păi de ce nu crezi? Întâi citește și apoi vezi dacă o să crezi sau nu. Deci începeți, eu v-aș recomanda, luați Noul Testament, rugați-vă lui Dumnezeu ca autorul, Duhul Sfânt este acolo cu voi. Doamne, eu cred că această carte e clară, dar în mintea mea e ceață. Am o rugăminte, tu care ai despica Marea Roșie și ai făcut lumină în tot întunericul în deșert. Poți să aprinzi un becoleț și în minciuța mea. Nu, asta merge bine, da? Dar tu să te pui pe citit. Citești Biblia pentru că e cuvântul care te curățește. După ce ai pus cuvântul în minte, dacă s-a schimbat mintea, metanoia, deja relațiile se schimbă, pentru că odată ce s-a schimbat mintea, ai cugetul curat, vin gânduri curate și se continuă cu o conduită curată, păstrăm și toate celelalte, da? Uh, mă întorc la întrebarea cea mai practică. Cei care s-au curățit odată se mai pot murdări? Sau odată ce ne-am întors la Dumnezeu, suntem imuni și nu ne mai poate murdări nimeni și nimic. Curați ca scroafa aia care sunt întors înapoi în mocirile. E chiar dur apostolul, știi? Nu vreau să vă zic despre câine, că la câți vă plac câine așa? Aveți acasă? Fetele, câini. Băieți, trebuia să vă uitați, în caz că vrei să și una are câine, tu trebuie să te gândești foarte bine în caz că într-o zi grivei ăla o intrat în depresie sau poate intra în depresie, cine o să rămână în pat cu ea și unde o să dormi tu? Eu zic să-ți iei tu o mâță, nu ți-o lua că ești nenorocit, că ai oricum nu doarme cu tine, aia te țipă iadie, deci asta nu te trimite din pat, numai zice că pentru 13 nopți câtă vreme grivei are febră. Da. Dar eu am zis partea ta plăcută, dar apostolul zice una neplăcută. O că exact ca și câinele care a vomitat și se întoarce înapoi. Deci există varianta asta urâtă și te uiți în Scriptura la oameni care au fost spălați, au fost curățiți și n-au fost atenți și nu i-au pătat alții pe unii, s-au pătat ei. Nu mai știu unde am fost la o întâlnire de tineret și m-au rugat să vorbesc din versetul acesta nimeni să nu-ți desprețuiască tinerețea. Știi care a fost una dintre cele mai mari rugăminți care le-am avut la tineri aceea? Predică a fost lungă pe asta, dar care a fost o rugăminte a mea care și eu am ținut-o minte? în primul rând, nu vă disprețuiți voi, tinerețea. Deci până să te disprețuiască alții, ai grijă să nu te disprețuiești tu. Băieților, până să vă murdărească alții, aveți grijă să nu vă murdăriți voi. Fetelor, până să pună alții pete pe voi, aveți grijă voi. Și dacă voi credeți că băieții în asta sunt interesați, că atâta pocăință în ei, ușcă pocăința în ei, nu în ăștia, mă refer de aia din România cu care țineți legătura, că pe ei, ei zi și noapte, numai la sfințirea voastră se roagă. Numai am posturi și rugăciuni, Doamne, vreau să fie curată ca lacrima, să se prezinte înainte lui Hristos. Dacă voi credeți asta, am o rugăminte, lăsați pe ei amici să creadă în moș Crăciun. Că totuși, e mai puțin decât ce credeți voi. Asta nu e de la mine, știi? Am văzut că o scris unul unei fete, că noi nu credem în Moș Crăciun și chiar suntem pocăiți și le și zice altora să fim cinstiți, dar unul, eu zis, uneia care, vă scăluzi, lăsați copiii să crească, să creadă în Moș Crăciun, că și tu crezi în uleiuri din astea esențiale. O știu de la ce zice, știu unii care cred mai mult în niște oloiuri din astea. Știi ce mă deranjează, frate? Nu uleiul ăla că miroase sau nu miroase. Mai bagă și versete biblice, frate. Pe bune, deci, domnule, eu, eu vă spun, de nu mă păstra domnul nebuneam de câteva ori, nici nu știu, dar da. iar îmi venea mintea la cap, iară, că vine la tine și încă și mie, știi? Bă, dacă ar veni cinci pe frate, scoate și matale 10 euro, dar nu-i 10, că o fi mai scump. Și ia și matale o sticluțe. Eu la început am crezut că sunt două sticluțe, că am văzut la unul. Tu știi ce e la podișor, așa, dulap, știi ce e la dulap? Da, podișorul da. Pentru păi că m-am dus la o soră și am văzut două dulapioare din alea, am vrut să o întreb ceva, dacă n-am văzut cum o bărbat, bărbatul, știi? Când s-o gândit la preț și asta, am zis că nu, dar vreau să-l îngropă ăsta. Na, no. Păi da, dacă vii și spui, frate, că pot prosti pe să sau chiar crede în ele, că nu știu ce, dar să-mi dea mie versete biblice, frate, cu uleiul, lui aron, bă, nu vă temeți de Dumnezeu pentru 3 euro sau 30 de euro, tu profanezi Scriptura și numele Domnului, știi? De asta vă rog, în unele chestii, nu fiți ca noi. Și apropo, una ce apreciez la voi, apreciez sinceritatea voastră, că n-aveți două fețe, că aveți trei, nu, adică, că măcar sunteți mai, mai deschis. Să vă spun ce am apreciat-o la unii fii risipitori. Știți că m-am întâlnit cu ei, am vorbit cu ei, că toți avem. O să că frate Iugan, eu, 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 eu sunt prăpădit, sunt tare, dar totuși o leacă de bun simțeam. Eu, o să că eu dacă mă duc sâmbătă în discotecă și îmi mai trag pe nas sau cu tare, o să că eu duminică dimineața nu mă duc la cor. Dar vrei să-ți dau o listă cu oia care-s cu mine, și duminică dimineața cântă solo. Am vrut să mă duc și eu în discotecă, nu m-au lăsat, că bă, vine vreo televiziune, te filmează, știi, păstorul Iuga acolo și îmi pare rău că nu m-am dus. Chiar aș fi, m-aș fi bucurat, dar bine, să-mi vândă unul din ăsta pont unde să mă duc când să mă duc, știi? Și, că după asta m-am gândit, bă, de ce nu m-am dus? Că dacă mă duceam acolo, strigam, cumva îmi pușcam eu cu ceva, și vine o televiziune, domnul pastor, ce căutați aici? Mi-a zis cineva că am vă două, trei oițe aici, așa mi să le salvez. Bă, toată lumea baptistă, care sunteți aici? Dacă se predau vă doi, ia veniți voi încoace. Bă, iau un braț să vă scot afară sau pe umeri sau cu băta. Nu știu dacă aș fi avut curajul. Câțiva pendicostali? Hă? Hai și voi, vă iau cu arcanul, cu roaba. Și după asta știți ce trebuia să zic? Nu, no, acum ăștia 150 care rămân, stimați colegi ortodoxi, catolici, veniți voi cu autobuzul, că eu i-am scos cu roaba, dar vă a rămas autobuzul, da? Dar, deci, pe de-o parte, apreciez sinceritatea asta, dar ce vă rog, fiți sinceri și cu Dumnezeu, mai ales cu Dumnezeu. Încă o dată, să nu credeți că și uneori eu mai glumesc așa ca să nu începem să plângem tot să ne dăm cu capul de pereți, că e vorba de o viață curată, nu e ușor. O să spun altceva, e greu. Știți cuvântul pe care nu-l accept eu, că e imposibil. Nu, dragii mei, cu Isus Hristos nu este imposibil. În puterea lui Dumnezeu nu este imposibil. Și ascultați-mă, niciodată nu le permit oamenilor care ori să credeștepți, ori sunt răutăcioși, să-mi spună, frate, eu ca tânăretul ăsta e varză tot. Nu. Și de ce nu le permit cel puțin pe trei motive. Unu, că n-au voie să vorbească așa că sunteți copiilor și să mânați pe ei. I-ai spus o dată numai că ta, mamă, dar n-ai zis că să am un pătine 100%? Ce mă strângi de gât? Strângi de pe tine, că tu m-ai făcut așa. E dar să nu spui așa, că, zice că te-am învățat o brasnică, da? A doua variantă, zic că ăștia s copiii voștri, dar și cine au crescut? Noi. Dați-vă palme, dacă atât am reușit noi să vă creștem, dacă zici nu i-am crescut noi. a eu că nu v-am crescut noi. Ne-am ocupat de Adida și de macaroane, că am crezut că dacă vedem macaroane online, voi o să fiți cei mai fericiți copii și pocăiți. Și acum plângem că macaroanele nu au putut salva, că poate trebuia să vedem mai mult Hristos, da? Și apoi, ascultați-mă. Eu cred în puterea lui Hristos. Și eu văd oriunde mă duc tineri serios, slăbiți să fie Domnul. Și nu puteți să știți câtă mulțumire am înaintea lui Dumnezeu pentru tinerii serioși din generația asta. Că sunt și, e adevărat, totdeauna au fost. Și asta rugămintea mea pentru cei care sunteți printre ele. Nu fiți cum am fost eu. Cea mai urâtă perioadă din viața mea a fost când n-am fost 100% nici cu Dumnezeu și nici cu lumea. E cea mai tristă perioadă și Dumnezeu zice la un moment dat, călduți, știi, o să te vărzi din gura mea. Să știți că în Hristos există curăție, există putere să te păstrezi curat, există putere să uh, rămâi în, în adevărul lui Dumnezeu. Haideți să vă mă mai, un pic dacă mă mai, da? Că am zis eu ceva de uh, metanoia în relație. Nu, trebuie să vă zic, trebuie să vă zic două. Nu zic încă una și mă duc, că nu știu la ce o să vă gândiți. Să știți că nu e adevărat ce spune Solomon. Nu, să aude și Solomon. Nu e adevărat ce a spus el. Eclesiastul 9 cu 2. Ia, pune acolo să i explic eu că oricât a fost el de deștept, nu a fost... Băi, Eclesiastul 9 cu 2. A, tu ai pus 1 cu 9. Tu ai pus bine, deci le s-a dus. 9 cu 2. Ascultă ce spune Solomon. Bine, el are în cazul lui că e sfârșit numai cei sub soare. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceea soartă are și cel neprehnit și cel rău, cel bun și cel curat, ca și cel necurat. Poftim? Unde o citi la asta? A, ah, el sărac o să uita numai ce se întâmplă sub soare și ele știți, până la ce spune, o să că viorele toți mor. Da, mă, toți mor, dar câinele rămâne acolo putred și sufletul merge la Dumnezeu. Cum avem aceea soartă? Nu, no, nu mă leg de viața lui, că m-a legat deja. El nu l-a ascultat pe Iisus Hristos, celălalt noi avem Evanghelia Deci nu e adevărat ce zice el. Dar să știți că e adevărat ce zice el. Proverbe 30 cu 12. Este un neam de oameni, dar nu se referă la români, care se crede, cum? Curat. Și totuși, ha, asta e adâncă, să știi. Deci, fetelor, dacă vă măritați cu un ardelean și îl întrebați ceva și zice, hmm, asta e cât un roman. Sau dacă îl întreb ce faci și îți răspunde, iaca. Deci asta jumătate din dicționarul limbii germani, nu știu dacă poți prinde, Iaca. Hmm. Astea sunt niște chestii bărbătești foarte adânci, doctoratul ne-a no, Să ne întoarcem. Este un neam de oameni, nu știu dacă sunt nemțe, dacă sunt români, dacă sunt evrei, cine ar fi, dar este un neam de oameni, mă tem să nu fie pocăiții ăștia. Am vrut să mai zic un cuvânt, dar m-am abținut ca să vedeți că mă pot și abține care se crede curat și totuși nu este spălat. Eu nu știu cine e neamul ăla, dar n-aș vrea să fac parte din neamul ăla. Eu aș vrea să fac parte din neamul ăla care și-a recunoscut păcatul, și-a plâns păcatul, și-a scăpat de sub puterea păcatului prin puterea lui Hristos. Ca să nu mă leg doar de Solomon, știți ce spune într-o seară Domnul Iisus Hristos? O seară unică, cum este seara aceasta? Da, ea mai unică. Sunteți curați, dar nu toți. La cine se referea? La Iuda. Și erau cei 12. I-a spălat el, fizic i-a spălat, fizic toți erau curați pe toți îi iubea, pe toți a învățat, pe toți a folosit. Și într-o seară solemnă, când stau în prezența mesei Domnului, Mântuitorul trebuie să fie cinstit cu ei și să spună, sunteți curați, dar nu toți. Și atunci începe o chestie interesantă. Doamne, te refer la mine? Și Domnul spune, nu. Te refer la mine? Nu. Te refer la mine? Nu. Te refer la mine? Da. Ce face eu dacă Domnul îi spune, da, la tine mă refer? Te iubesc? Te-am ales? Vreau să rămâi al meu? vreau să fii în slavă cu mine? Dar trebuie să spun ceva. Acum, nu ești curat. Satana a pus stăpânire pe mintea ta. Ți-a întinat mintea, ți-a stricat gândurile. Una din tragediile acelei serii, una din greșelile pe care le face Iuda, știți care este? când aude că nu-i curat, iese afară. Dar cum iese? Necurat. V-ați gândit vreodată care putea fi istoria lui? Dacă ar fi spus Isuse, eu nu sunt curat? Și Domnul să spună da? Și care e problema mea? Problema că te-ai dus, te înțeles cu ăia, știi tu motivele, știi tu banii, știi tu suma, știi toate celelalte și asta te-a murdărit. Așa din cât îl cunoașteți voi pe Iisus Hristos. Dacă Iuda în seara aceea rămânea acolo și își plângea păcatul din toată inima și cerea iertare, ce se întâmpla? Ce ziceți? că dacă ziceți că Domnul nu-L ierta, înseamnă că nu-L cunoașteți pe Iisus. Că eu mă uit la Petru, care s-a lepădat cu jurământ. Mai că și-a luat blesteme asupra lui, nu, cu... nu că nu, no, în viața mea nu l-am văzut. Mă, tu ai legitimație de trei ani și ești legitimat. Toată lumea știe că a fost în barca ta, că a fost în casa ta, că Toată lumea știe, că ți o vindeca soacra, că asta. Păi tu ai fost acolo în frunte, știi cum ar fi? E ca și cum în zilele noastre, unui mereu viral. Toată lumea îl vede pe Facebook, pe Insta, pe Anaclasnia, el și Isus, că Petru era acolo. Și tu acum zici, în viață, eu să mă. Știi că dacă te uiți acolo. Și ce face Isus când Petru plânge? Ce face? îl iartă. Eu nu știu dacă îl ierta. Pe bun, nu? E bine că nu trebuie să iert eu. Că nici pe mine nu m-aș ierta de multe ori. Și ce vreau să vă spun? Contează cum ați venit aici în seara asta. Și e foarte fain să venim la biserică curați. Și e foarte fain să avem relații curate. Că cei curați au relații curate. Dar poate pentru unii cel mai important lucru în seara aceasta este cum pleci din locul acesta. Ai zis ceva de Bartimeu? Mai bine-o văzut orbul Deci în, în, în mintea mea, Bartimeu este orbul care vede ce nu văd o grămadă de pocăiți. N-a văzut marele preot, n-au văzut preoții, omul ăla chiar a văzut. Un orb care vede mai bine decât toți. Și nu o să vă țin o predică întreagă, dar știți ce a văzut Bartimeu? Că momentul crucial e acum. Și când alții ziceau, bă, taci, bă, ne merg, Iisus are timp de tine, el și ce auzea? strigă mă mai tare! Deci de câte ori, și știi cine cred că eu zis să tacă? Ucenicii. Ăștia de lângă Iisus, taci mă, derbedeule, Iisus nu are timp de tine. El a spus, auzi, lasă-mă că vorbesc eu cu Isus, nu cu voi am vorbit. Și știi care-i frumusețea? Că în timp ce ăștia îl pocneau și îl pictau, Isus se oprește și spune, m-am oprit pentru unul singur. Pentru cine? Pentru ăla pe care l-ați mai murdărit și voi, că nu era el destul, știi? L-ați mai murdărit și voi, m-am oprit să-l fac curat. Asta aș vrea să se întâmple în seara aceasta. Cei curați, să mulțumiți lui Dumnezeu că sunteți curați. Să vă rugați lui Dumnezeu să aveți putere să vă păstreze curat, să plătiți prețul să vă rugați lui Dumnezeu să nu fiți o pricină de potignire pentru alții. Vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire. Mai bine își ia piatra și se aruncă în crem sau unde vrea, da, dar piatra să fie mare și apa adâncă. Iar dacă unii avem nevoie de curăție, nu faceți ca Iuda nu plecați afară așa cum sunteți. Faceți ca Bartimeu. Faceți ca altă dată. Doamne, nu te las până nu mă binecuvintezi. Dacă până dimineață, nu contează că stingă ăștia lumina, că pun alarma, ar fi și culmea, știți, noi să vrem să stăm, să ne pocăim și voi să ne scoateți afară. Dacă chemăm poliția pe voi, nu pe noi. Doamne, noi vrem până dimineață să ne pocăim. Care-i treaba? Nu plecăm de aici până nu suntem? Mergem în parcare, mergem în altă parte, tot de dă Domnul harcă. nu ține numai de grinzile astea, ține de mila lui, slăvit să fie el. Dar nu plecați acasă, nu pentru că vă lovește tramvaiul mâine și mergeți. nu, o să vă lovească niciun tramvai probabil, pentru că atât de faină e viața cu Isus, că nu merită să rispești o secundă fără El. Știți ce m întrebat un băiat tare drăguț? Dacă în seara asta am PowerPoint, I-am zis nu. Și apoi m-am gândit, iar am vorbit pripit. În seara asta, sigur, o să am un point. Alege-l tu care vrei. Dar știi ce cred eu că în seara asta? Sigur este power. Dar nu de la mine. De la cel tot puternic. Ridică-te și stai de vorbă cu el în rugăciune. Haideți să ne ridicăm.